eu zic așa, un vis frumos până la urmă se realizează. Pentru că visul este bazat pe istorie comună, pe limbă comună, pe destin comun. Și cât de greu n-ar fi calea, cât de greu n-ar fi urcușul, până la urmă se realizează. Ne bucurăm mult că guvernul, Parlamentul României a votat acea acte de dragoste și de frățire și la Chișinău tot mai mult lumea se dezgheață, se limpezește la cap și mai ales ne bucură enorm de mult că satele, consiliile, raionale, tot mai mult și mai mult. Dar Dumnezeu să ne ajute să ajungem să vedem visul realizat. Mulțumesc!